Peste 500.000 de refugiați afgani vor ajunge în Europa până la finalul anului. Aceasta este estimarea făcută de Organizația Națiunilor Unite. Tot mai mulți afgani încearcă să părăsească țara după ce talibanii au revenit la putere. Alte 2 milioane de afgani au fost primiți până acum în Irak și Pakistan. Organizația Națiunilor Unite se așteaptă în decursul acestui an la un aflux de peste 500.000 de refugiați. Un înalt comisar al agenției ONU susține că acesta este cel mai pesimist scenariu. Acest anunț a fost făcut în cadrul prezentării Planului Regional de Pregătire și Intervenție pentru Refugiații Afgani. Un reprezentant ONU a mai reamintit că mai mult de 2,2 milioane de afgani au fost deja primiți în Irak și Pakistan. Acesta descrie fuga lor ca fiind singura opțiune pe care o au și un ultim gest. O mare parte din ei nu au acte. Pentru a putea aplica planul de primire a refugiaților, oficialii ONU susțin că ar fi nevoie de aproape 300 de milioane de dolari. Din acești bani vor fi finanțate activități ale agențiilor ONU, între care și HCR și Programul Mondial Alimentar și Fondurile Națiunilor Unite pentru Copii.